sincer, mi se pare, Doamne ferește, deci Hatice, ca să influențeze oamenii, spune că, vezi, Doamne, Roberto o place pe ea și din acest motiv l-a votat pe Mihai, să-l dea pe Mihai afară, să rămână Roberto cu Hatice. Vă dați seama cât de inculți și cât de proști ne crede pe noi ăștia din fața televizorului. Dacă ea crede că poate influența pe cineva în felul acesta, băi, sincer, pe bune, despre ce vorbim? Nu accepti că ăla ți-a spus că știa clar că bărbatul era în top și n-avea cum să iasă și cumva ca să-i strigi toată prietenia asta și să bagi fitile între ei, ai te apucat să spui că, vezi, Doamne, Roberto e mort după tine și că, de fapt, vrea să-l dea pe Mihai afară să rămâi tu cu el. Păi cât de fraierii crezi pe oamenii din fața televizorului încât să spui astfel de lucruri? Mi se pare înjositor faptul că ea crede că poate influența pe cineva spunând trei rahaturi de genul. Sincer, mie asta mi se pare înjositor.